Jucătoarele naționale de tenis se pregătesc intens de meciurile campionatului mondial feminin pe echipe zona a treia euroafricană. Turneul la care vor participa 17 țări va fi găzduit pentru a doua oară de țara noastră în perioada 13-17 iunie. Vitalia Stamat și Daniela Ciobanu se antrenează în fiecare zi pe terenurile de zgură ale școlii sportive specializate de tenis din capitală. Cele două jucătoare au declarat că sunt într-o formă foarte bună de joc și că Moldova va lupta pentru calificare. Decurg pregătirile intensiv, clar lucru, am venit abia din Germania, am avut meciurile mele pentru club. A fost o stadie de începere pentru pregătirea mea pentru Fed Cup. Ca și anii trecuți, avem foarte bună șansă să ne calificăm în următoarea zonă. Ne-am strâns o echipă foarte puternică, așa că țineți pumnii. Я приехала с турнира, я сейчас в хорошей форме. Вот. Насчет какие шансы, у каждой страны есть шансы, поэтому я не могу сказать, какие у нас. Но мы будем стараться, чтобы в этом году выйти из группы. Да, я буду бороться, конечно. Для меня честь выступать за свою страну. Это мне очень нравится. Поддержка, команда, командный дух, я такое люблю. Din lotul extins al echipei de Fed Cup a Moldovei, pregătite de Andrei Andreev, mai fac parte Adriana Sosnovski, Gabriela Porubin și Vlada Medvedkova. Meciurile grupei a treia zonei euroafricane se vor juca pe terenurile școlii sportive specializate de tenis din capitală. La competiție vor participa 17 țări din Europa și Africa care vor lupta pentru calificarea în zona a doua a campionatului. Turneul mondial va fi găzduit pentru a doua oară de Republica Moldova, după o pauză de 4 ani.